O că greu dau deținerea, mă, păcătosule. Lasă-mă că am lucrat toată ziua. Ai lucrat și în zi de sărbătoare, mă. Hai să fim un pic și creștini, mă, nu numai păgâni. Ce sărbătoare e astăzi? A zis Sfântul, ha-ha. Trebuie să fie ceva sărbătoare, că în postul Paștelor e plin de sfinți. V-ați hotărât ce să vă duc? O salată. Salată? O salată cu fructe de mare. Bă, cât de greu ar fi postul, cât de lung, eu îl duc până la capă. Deci, o salată cu fructe de mare. Eu vreau o ceafă. O ceafă și o salată. Bun. O ceafă? Miercurea, în Sfântul Post al Paștilor, du-te de aici, păgânule, mă ispitești și pe mine, du-te, piei satană! Lasă-mă în pace că am dat la molter toată ziua. Tu ce ai lucrat azi? Este medical acum. Dar vei știi cum e, la stat nu simte nimeni lipsa. Ai auzit ce pățin, Robin? Ce s-a avut? Eu am scasă. O ce, mă? Vita mai casa aia mare, aproape cât a mea. Dar lasă că nu e păcat, că și-o tencuit în duminici, o lucrat în sărbători, trebuie să o ia acum de la zero. Uitați aici, să aveți poftă. Ah, mulțumim mult. Cu drag. Alo, alo. Ce cu decolteul ăsta? Pardon? Ce cu decolteul ăsta? Noi suntem oameni căsătoriți, oameni serioși. Ce ne duci în ispită? Vreau să vorbesc cu șeful de sală. Termin. Nu-l băgați seama. Vă mulțumim mult. Vă mulțumim mult. Îți place cu decolteul să-ți umble cu el pe la nas, mănânci carne. Du-te, mă, de aici, că tu o să ajungi direct în iad. Lasă-mă, că stau alții la coadă, da? Bă, dar tu nu faci cruce înainte să începi să mănânci, hămesitule. Dar tu nu bei vin? Am fost la Muntele Athos. Chiar recomandă călugării vinul, că inima omului o întărește. Fain acolo la Athos, mă, te simți ca în rai. Dumnezeiesc e acolo. Ce ai făcut acolo? Ai mors la privedi? Ai stat la slujbele de noapte? Te-ai spovedit? Spovedit, mă spovedește nevastă mea. Îi spun toate păcatele pe care vreau eu să le știe. Ce ai făcut acolo atunci? Ba, am prins o combinație foarte tare. O tonă de ulei de măsline la preț de nimica. Din coboară pelerinii români pe măgar. Problema e din port cum îl aduc cu vaporul. Dacă știi pe cineva vom marina, barabara, 50-50 face. Dar tu ce faci de Paște? La o pensiune din Bucovina. În loc să stai cu familia reunită la masa de Paște să fiți toți, tu te duci în Bucovina. Să scânte cucu. A, nu, că tu mergi la prizlop, nu? Pe aproape, în Zanzibar. Și de înviere? Pe plajă, la artificii. Nu mă lua cu de astea, că biserica e în sufletul omului, nu zidurile alea reci. Totul în regulă, cum a fost? Oribil. Ăștia-s creveți, ăștia-s roșii, șeriți. A fost foarte bine, vă mulțumim mult. Nota, vă rog, cardul. Sigur, acum. Tu-i dai bani pentru mâncarea asta? Vă rog. Asta e servire? Asta e chelneriță? Pisi, ce faci după program? A? Merg unde am treabă. Dar mai du-te și la biserică, să mai ai grijă și de suflet, nu numai de corp. Spune și noi. Auzi la ea, ispita. Tu n-ai nici măcar un leu pentru salata aia. Bă, sincer, mai am 100 de lei, dar mă duc să-i bag la păcănele. Și mă rog de acolo pentru tine. Vai, bine că ți-i post, bine că ți-i post.